atunci când eu am menționat faptul că nu prea am moștenit nimic aeroportul și statul am uh, avut în vedere faptul că pretinsele investiții despre care discuta investitorul nu au fost moștenite. Imaginile pe care le văd piloții, imaginile care pe care le văd controlorii, sunt imagini pe care le văd din anii 80 de când există aeroportul până acum, adică există suprafețe care nu au fost niciodată modificate, îmbunătățite sau renovate. Da, înainte de asta Aer Moldova era favorizată când se afla în, în, în concesiune de aeroportului. Aeroportul aflat în concesiune a admis acumularea unor sume enorme de datorii de aici concluziile cred că puteți să le faceți și dumneavoastră. Uizer atunci a invocat motive de securitate. Referitor la șansele de a reveni, noi muncem în această direcție. Aici este vorba despre revizuirea taxilor aeroportoare și primordial revizuirea taxei de modernizare în mărime de 9 euro. De ce e atât de scump să zbori de pe aeroportul internațional Chisinau? Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC! Aeroportul internațional Chișinău, concesionat în 2013 pentru o perioadă de 49 de ani către compania Avia Invest, a revenit în gestiunea statului pe 27 martie 2023. Compania concesionară și-a schimbat de mai multe ori fondatorii, dar de fapt era controlată de către liderul fugar al partidului Șor, Ilan SOR. Aceasta a fost acuzată că nu a realizat investițiile promise în dezvoltarea aeroportului de 250 de milioane de euro. Iar președinta Maya Sandu a declarat recent că în această perioadă statul ar fi pierdut venituri de circa 1,6 miliarde de lei. Care este în prezent situația la aeroportul internațional Chișinău? Discutăm cu domnul Constantin Vozian, administratorul adjunct al acestuia. Bună ziua! Bine ați venit la Ziarul de Gardă și la podcast Zilele. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumim pentru invitație și pentru interesul manifestat față de Aeroportul Internațional Chișinău. Da, cu siguranță interesul este mare, pentru că toți cetățenii noștri ar fi interesați să afle ce se întâmplă în prezent la aeroport. Iată, ne amintim că aproximativ acum o lună la 3 aprilie, doamna președintă Maia Sandu a ținut un briefing chiar la aeroport, iar presa a avut și ocazia să vadă cum stau lucrurile acolo după ce a intrat înapoi în gestiunea statului. Cum s-au schimbat de atunci, dacă au avut loc ceva schimbări din momentul în care a intrat în gestiunea statului aeroportul? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. În primul rând aș vrea să menționez faptul că activitatea întreprinderii și activitatea managementului cu tot staff pe care îl avem, noi am putea o clasifica cumva în trei, trei direcții de activitate. Prima ar fi activitatea curentă a aeroportului, care, după cum cunoașteți, se activează în regim normal, avem compania Irene care desfășoară zboruri, numărul curselor este în creștere, acest lucru ne bucură. Avem activitatea de planificare a Aeroportului Internațional Chișinău, aici mă refer la planificarea dezvoltării aeroportului și la planificarea dezvoltării domeniilor de activitate decât cea aeroportoară, Revenim un pic mai târziu la ce, la ce înseamnă acest lucru și o, o altă direcție de activitatea noastră este activitatea de uh, revizuire și, aș putea spune, cred că și investigare a acțiunilor care au fost realizate pe perioada concesiunii aeroportului. Uh, dacă este să ne referim la activitatea curentă, aici aș vrea să menționez faptul că, după cum cunoașteți, uh, în ultima perioadă, dacă este să ne referim la finele anului 2022 și începutul anul, anului 2023, pe aeroportul internațional Chișinău a scăzut semnificativ numărul de companii aeriene care operează și numărul de curse operate, ceea ce evident a afectat negativ prognozele și situația curentă pe aeroport, însă suntem deja încrezători și suntem satisfăcuți de faptul că cifrele și indicatorii de performanță pentru primele patru luni ale anului 2023 ne încurajează să credem că în următorii 2-3 ani o să reușim să ajungem numărul de pasageri transportați în anul 2019, care ar fi o, un an de referință, o perioadă foarte bună. Atunci când numărul de pasageri a ajuns cifra de 3, a atins cifra de 3 milioane, adică este cifra spre care tindem. De principiu, acest, acest număr de pasageri a fost afectat în primul rând de pandemia de COVID-19 și ulterior războiul din Ucraina. La momentul actual și după cum am menționat anterior, ultimele luni a, a avut un impact negativ asupra aeroportului, plecarea companiei Uyza Air, care era o companie care avea o pondere foarte mare, pe aeroportul Chișinău. O companie low cost? O companie care low cost, desigur. Cumva low cost. le oferea cetățenilor opțiuni ceva mai ieftine. Da, opțiuni mai ieftine și o gamă largă de destinații. Și ceva recent, compania Ryanair Moldova, care la fel cunoașteți că și a suspendat pe într o perioadă necunoscută nouă aeroportului activitatea, activitatea și zborurile. Exact. Da. Da, aici aș vrea să fac o scurtă remarcă, să menționez că întreprinderea în cauză nu este o feel, bine, nu este a statului, exact. nu este o activitatea acestea și a oricărei alte companii iriene, nu este legată de activitatea aeroportului. Noi ca aeroport suntem interesați de a avea cât mai multe companii iriene. și dacă este să ne referim la colaborarea cu companiile iriene care pe care am avut-o începând cu preluarea gestiunii, cu toate companiile iriene, fără excepție, am avut o, o colaborare bună la capitolul achitări, uh -huh. la capitolul deservire, adică nu am avut, ne-am ne poziționat din start ca o întreprindere de stat care nu va face discriminări față de nimeni, atât pozitive, cât și negative, de aceea am avut o, o colaborare foarte bună. Asta este despre activitatea noastră curentă. Da, putem să precizăm un pic aici că tot ați menționat aceste două companii. Wizer atunci a invocat motive de securitate, inclusiv probabil mărginirea cu războiul din Ucraina. Sunt întemeiate acele, le vedeți ca întemeiate acele argumente din partea companiei și dacă există șanse ca ea să revină? Referitor la șansele de a reveni, noi muncim în această direcție. Am avut o câteva discuții în scris cu reprezentanții companiei, am avut o conferință web cu responsabilii de dezvoltare pe direcția Europa de Sud-Est, am avut discuții și neformale cu reprezentanții companiei. Noi ca aeroport am dat asigurări că câteva din doleanțele aceste companii aeriene, dar care sunt doleanțe a tuturor operatorilor aerieni. Aici este vorba despre revizuirea taxelor aeroportoare și primordial revizuirea taxei de modernizare în mărime de 9 euro, despre care s-a anunțat și la nivel de conducerea statului și am menționat și eu în calitate de administrator adjunct al întreprinderii că noi suntem în proces de revizuire acesteia. Aș putea să menționez că în scurt timp cuantumul taxei de modernizare se va reduce semnificativ, Ce această taxă de 9 euro da. pe care fiecare pasager o plătea atunci când cumpăra un bilet de zbor din Da, pe care pasagerul o achita la plecare pentru uh -huh. că sunt taxe care se achită doar la plecare că sunt taxe care se achită la sosire, această taxă se achita la plecare Evident Acum că ea urma era... să se diminueze sau să uh, dispară cu totul. la totul. moment în, în timpul cel mai apropiat urmează diminuarea taxei pentru că în viitorul cel mai apropiat, cred că e vorba de câteva luni, până la jumătate de an, să optăm pentru excluderea în totalitate acestei taxe. Evident că întreprinderea este cointeresată să aibă taxe și să aibă taxe mari. Dar noi e conștientizăm foarte bine că întreprinderea este direct și strict dependentă de companiile aeriene care sunt principalii plătitori ai aeroportului și principala sursă de venit sunt tarifele aeroportoare. Iar companiile aeriene își fac studiile și analizele lor. De aceea, pe partea de atractivitate, noi, ca aeroport, ca să avem un număr mai mare de zboruri, trebuie să avem un număr mai mare de companii, iar un număr mai mare de companii îl putem avea dacă ne revizuim tarifele. Adică, noi optăm pentru diminuarea tarife tarifelor per general în special a acestei taxe de modernizare prin acest fapt să încurajăm companiile să zboare mai mult de pe Chișinău iar din, în rezultatul numărului mai mare de mișcări de pe aeroport și un număr mai mare de pasageri transportați să ne garantăm veniturile necesare pentru a ne putea dezvolta. Da, puteți să ne explicați, iată, ca unor oameni care nu cunosc domeniul, el fiind unul complex și foarte specific, de ce e atât de scump să zbori de pe aeroportul internațional Chișinău? În primul rând, aș vrea să menționez că nu este chiar atât de scump la capitolul tarife aeroportoare. Din simplu motiv că noi am făcut da, o analiză... că în comparație cu alte aeroporturi, chiar din vecinătate, din România, da. oamenii zboară cu... cu bani de două ori mai puțin uneori da, sau și o, mai puțin. Vă explic imediat. Din perspectiva tarifelor pe care le percepe aeroportul, aceste tarife sunt comparabile cu aeroporturile din regiune. Noi am făcut un studiu, doar aeroportul Iași este un aeroport pe care tarifele aeroportoare sunt mai mici. Dacă este să ne comparăm cu aeroportul Henri Coanda din București, cu aeroportul Borispol din Kiev, care la momentul actual nu funcționează, cu aeroportul Praga, cu aeroportul Cluj, tarifele aeroportoare pe aeroportul Chișinău sunt comparabile. Acum vă dați foarte bine seama că ponderea în prețul unui bilet al tarifului aeroportuar este una destul de mică. De exemplu, dacă este să ne referim la prețurile pe care noastre le-ați menționat că există pe aeroporturi, din, spre exemplu, din statul vecin din România, acest lucru în primul rând se datorează faptului că pe aeroporturile din România sunt disponibile companii aeriene low cost. Companii aeriene, nu neapărat low cost, dar un număr mai mare de companii aeriene. Respectiv, concurența. Dă prețuri de prețurile în jos. Desigur, concurența ridică nivelul calității, concurența de prețurile în jos. În cazul Republicii Moldova, eu nu aș vrea să transformăm acest podcast într-o într discuție cu caracter negativ, dar nu o să pot să nu menționez faptul că, pe perioada concesionării aeroportului, Abordarea concesionarului nu a fost una prielnică pentru atragerea de noi companii, de aceea companiile aeriene și-au revizuit strategiile de dezvoltare. Iar o companie aeriană când își planifică activitate și o planifică inclusiv pe termen lung, de aceea este foarte simplu să pierzi o companie aeriană și este foarte complicat să o încurajezi să revină. Ceea ce noi facem la momentul actual. De lângă compania Urări pe care am menționat, noi, chiar astăzi, am pregătit deja proiectele de adresări și către alte companii low cost. E evident că acest lucru nu înseamnă că în zilele următoare noi vom primi accepturile din partea acestor companii. V-am explicat inclusiv motivul fiind planificarea. Pentru noi contează foarte mult ca noi să putem să prognozăm că aceste companii. Uh, sunt co-interesate de a activa pe aeroportul Chișinău. Noi, fără careva... Vă da, puteți menționa despre ce companie ar fi vorba? Da, noi am pregătit o adresare atât către Ryanair, cât și către EasyJet. Acest lucru nu înseamnă că noi dăm preferință unei anumite companii. Uh, legislația din Republica Moldova Express prevede faptul că atunci când e vorba de tarife aeroportoare, acestea se aplică nediscriminatoriu în raport cu unele și aceleași criterii, Că dacă faci curse regulate, uh, sunt uh, aplicabile aceleași categorii. Din perspectiva legislației concurenței, nu poate fi tratat un operator ca atare, um, cumva fiind uh, privilegiat. Da. Există la momentul actual elaborat o, un proiect de incentive policy, un proiect de atragere a companiilor aeriene care se referă la tarife preferențiale raportate la număr de pasageri transportați. Dar, din experiența altor aeroporturi și din cunoștințele noastre, această politică are un impact important, dar noi ne așteptăm la impactul de bază să fie anume revizuirea tarifelor aeroportoare. Deci, planul este să diminuați tarifele pentru companii și să atrageți cât mai multe companii. Exact. Câte companii acum zboară din aeroportul Chișinău? La momentul actual, de pe aeroportul Chișinău, noi când am, am avut ceva timp în urmă, cred că mai mult de trei săptămâni, în jur de o lună în urmă, am avut o discuție cu companiile prezente pe aeroport. Erau, am, am discutat cu ceva mai mult de 10 companii. Cifra exactă nu este ok să o operăm, din simplu motiv că pe perioada lunilor de vară, atunci când deja a fost început sezon, sezonul de, uh -huh. de odihnă în Turcia, sezonul de odihnă în Egipt, numărul de companii aeriene variază, pentru că pe cursele charter participă foarte multe companii, adică numărul de companii aeriene variază de la sezonul de vară la sezonul de iarnă, de la luni, dar cert este că din compania aeriene care efectuează zboruri, și dinspre, pe curse regulate pe aeroportul internațional Chișinău, această cifră de companii, la momentul în care noi aveam aprobate orarele, era peste 10 la număr. Uh -huh. uh, și avem Aveți și un număr aproximativ cel puțin al destinațiilor? Da. Uh, noi am făcut o analiză a orașelor de pe care spre și dinspre care se efectuează zboruri de pe aeroportul internațional Chișinău. Și aș vrea să menționez că majoritatea capitalelor uh, haidețelor, cred că cuvântul important nu ar fi cel mai potrivit, că nu există orașe mai puțin sau mai, mai mult importante, dar care ar fi importante pentru cetățenii Republicii Moldova, unde își muncesc foarte mult, unde își fac studiile, majoritatea din acestea erau acoperite. Nu stăm atât de rău la capitolul destinației. Avem peste 30 de, de, peste 30 de destinații, care în funcție de orare, la fel iarăși variază, că sunt, uh -huh. după cum am zis destinații Cumpție care de sezon. se operează, da, mai mult pe sezon. Avem majoritatea capitalilor acoperite, avem nevoie și de demararea și, haideți să zicem, de lansare, de zboruri, nu doar spre capitale, pentru că pe lângă capitalele operate avem și orașe mari, de exemplu în Germania avem Frankfurt, care este un oraș foarte mare, avem în Italia, Barcelona, avem în Italia mai multe, mai multe orașe. orașe, da. Aici Destinațiile de principiu sunt alese de companii irene. Companiile irene își fac, fac calculele, fac analize. Este vorba atât de cetățenii Republicii Moldova. În, în prezent aeroportul internațional Chișinău nu este valorificat la maxim ca potențial pentru că el ar putea fi utilizat inclusiv ca un punct de legătură cu alte aeroporturi. Există pasageri în tranzit și pasageri care fac transferul prin aeroportul Chișinău, iar el este un, unul foarte mic. Adică, preponderent, e vorba de cetățenii Republicii Moldova, de cetățeni străini care au careva legături cu Republica Moldova, turiști, însă această cifră ea nu poate fi mărită la nesfârșit. Pentru că noi să putem să creștem, noi trebuie să ne transformăm, haideți, cred că un hub regional ar fi prea mult spus, dar să tindem spre un hub regional noi am putea în contextul războiului din Ucraina aeroportul Chișinău a devenit o poartă de acces pentru cetățenii ucraineni prin intermediul aeroportului Chișinău au traversat foarte mulți cetățeni ucraineni evident că și aeroportul din Varșovia este o posibilitate pentru cetățenii ucraineni evident că acest impact este unul pozitiv asupra aeroportului însă este inadmisibil să catalogăm ca un beneficiu pentru aeroport. Da. Evident, e vorba este de... Clar. da. E vorba de o tragedie a unor exact, oameni. Exact, exact. Uh, uh, și ca să nu trecem la alt subiect, uh, am vrut și despre Air Moldova un pic să discutăm. Uh, nu este o companie care ține de stat, este și o companie uh, privată, deși este operator național. Uh, iată, ei au anulat mai multe zboruri au anunțat o restructurare. Sunt cumva în prag de faliment, din câte noi înțelegem. Dumneavoastră, ca administrator al aeroportului, aveți discuții cu ei ce trebuie să, la ce trebuie să se aștepte oamenii care și-au cumpărat bilete? Au fost, după aia, anunțați că zborurile au fost anulate. Cât va mai putea dura o asemenea situație? În primul rând, cer scuze, aș vrea să fac o clarificare. Autoritatea responsabilă de protecția consumatorilor este Autoritatea Aeronautică Civilă. Eu o să vă răspund succint la câteva din întrebările dumneavoastră referitoare la Air Moldova, dar nu aș vrea să mă expun, că de principiu nu... Ceea ce puteți da. spune. Aș putea să menționez faptul că noi, ca aeroport, am reușit pe parcursul activității să ne asigurăm veniturile, inclusiv din contul companiei Air Moldova. Din simplu motiv că pe perioada concesionării au fost înregistrate o anumită cantitate de surse ca datorii, ce, ce nu s-a întâmplat ale, al, Moldova ale companiei către față de aeroport. aeroport. În cazul aeroportului administrat de stat, aceste datorii nu au fost acumulate. Noi am reușit să ne asigurăm veniturile noastre. Din perspectiva aeroportului, acest lucru a avut un impact pozitiv asupra și a celorlalte companii aeriene care au conștientizat că aeroportul nu favorizează pe nimeni. După cum am menționat, nici pozitiv, nici negativ. Noi am pus pe toți pe picior de egalitate. Da, înainte de asta, Air Moldova era favorizată când se afla în, în concesiune. Înainte de asta, aeroportul? aeroportul aflat în concesiune a admis acumularea unor sume enorme de datorii. De aici, concluziile cred că puteți să vi le faceți și dumneavoastră. Cum acest lucru a fost? A posibil. permis ca Air Moldova să acumuleze datorii? Exact, pentru că acest lucru foarte mult demotivează celelalte companii irene. Când celelalte companii irene cunosc despre faptul că cineva ori urmează să achite în avans, iar cineva poate să nu achite luni în șir sau săptămâni sau chiar perioade mai mari de timp, evident că acest lucru demotivează companiile aeriene. De aceea noi ca, ca administratori ai statului am avut discuții cu toate companiile existente pe aeroport, indiferent de faptul că sunt naționale sau sunt companii străine. Am avut discuții inclusiv cu compania Air, la care le-am dat asigurări că se începe o filă nouă în activitatea aeroportului, se pune, spun toate companiile pe picior de egalitate și în condițiile acestei concurențe se câștige ce, cel mai bun și cel mai puternic. Acum, dacă este să ne referim la ce ar putea face pasagerii, <coughs> evident că, în primul rând, iarăși eu vreau să reiterez că pasagerii nu trebuie să asocieze insuccesul unei companii aeriene cu insuccesul statului și cu insuccesul aeroportului, pe motiv că aeroportul și statul nu uh, influențează activitatea companiilor aeriene. Dacă este să ne referim la stat, statul monitorizează activitatea companiilor aeriene. Uh, dacă este să ne referim anume la această companie... Um, pasagerii urmează să se adreseze către autoritatea aeronautică civilă, care este autoritatea responsabilă. Cunosc că se muncește foarte mult la acest capitol. Specialiștii responsabili de protecția consumatorilor au avut și au și în continuare activitate și în zilele de odihnă, pentru că este, vă dați foarte bine seama, un număr foarte mare de pasageri. Este o situație neplăcută. În, în, în această situație, din punctul meu de vedere, se ajunge exclusiv din cauza managementului. Dacă este să ne referim la faptul că pe aeroport activează un număr relativ mic de companii aeriene și dacă este să ne referim la faptul că majoritatea companiilor aeriene reușesc să aibă indicatori economico-financiari pozitivi, cred că toate companiile aeriene ar trebui să tindă spre profitabilitate atunci când operează pe Chișinău. Suntem un, un singur aeroport, suntem un monopol, dar fiind monopol, avem tratament foarte concurențial pentru toate companiile, pentru că conștientizăm că mobilitatea este un element indispensabil dezvoltării Republicii Moldova. Foarte multe domenii de activitate, foarte mult de domenii din mediul de afaceri sunt în strictă dependență de cum poți ajunge în Republica Moldova cât de repede și cât de, hai să zicem, cât de ieftin sau cât de la prețuri accesible. adecvate. Da. s-a anunțat atunci după ce a intrat din nou în gestiunea statului că urma să se inițieze o inspecție pentru a vedea ce s-a făcut, ce nu s-a făcut în această perioadă cât a fost în timpul concesiunii. Eu am găsit undeva un citat din dumneavoastră când ați spus că statul de principiu nu a preluat nimic, a luat doar probleme, a luat un aeroport care are duty free, restaurante, are o fațadă, are ghirlande și nu prea are pistă, cabluri, nu are căi de rulare, locuri de parcare. Da, noi Atât am făcut de gravă era situația? Situația de atunci până acum nu a putut fi modificată radical, pentru că vă dați foarte bine seama că infrastructura aeroportoară, pe lângă faptul că este foarte consistitoare, Lucrările de modernizare acesteia și necesită foarte necesită mult timp și necesită o pregătire și o analiză. Da, dar să ne spuneți da. pe scurt. Ce vă, da, vă comunic care urma sunt să se facă a și nu s-a făcut actualizările. Da. Deci noi am făcut o inspectare a suprafețelor aeroportului, o, in o inspectare a acestor suprafețe de către specialiștii noștri, am identificat și am prioritizat lucrările care trebuie făcute dar a fost demarat și un control din partea autorităților abilitate, e vorba de agenția de supraveghere tehnică. Noi am solicitat ca lucrările efectuate pe perioada concesiunii să fie examinate din perspectiva uh, autorității responsabile de monitorizarea construcțiilor. Mm. Și cel mai important, ce aș vrea să menționez, este faptul că pentru întreprinderea de stat pentru autoritățile publice care gestionează întreprinderile de stat, important este să se revizuiască și să se facă o examinare a volumurilor, lucrărilor care au fost declarate și a valorii acestor lucrări. Pentru că atunci când eu am menționat faptul că nu prea am moștenit nimic aeroportul și statul, am uh, avut în vedere faptul că pretinsele investiții despre care discuta investitorul nu au fost moștenite. Pe motiv că Cred că conștientizăm cu toții că dacă noi planificăm o lucrare de reabilitare a unui edificiu, la capitolul lucrări care pe care noi le vedem că sunt, noi conștientizăm că ele sunt, ele nu pot să dispară, dar la capitolul cheltuieli care au fost suportate pentru aceste aceste cheltuieli pot fi nejustificate, pot fi cumva umflate. De aceea, noi considerăm, atunci am considerat și considerăm în continuare, că accentul urmează anume aici a fi pus. De ce? Pe motiv că există litigii în, la nivel național, sigur vor urma litigii la nivel internațional, iar aceste probe vor putea fi și vor fi valorificate de către stat pentru a combate argumentele pe care le vor invoca concesionarii. Acum, la capitolul cabluri, suprafețe. Deci, imaginile pe care le văd piloții, imaginile care, pe care le văd controlorii, sunt imagini pe care le văd din anii 80, de când există aeroportul până acum. Adică există suprafețe care nu au fost niciodată modificate, îmbunătățite sau renovate. Evident că suprafețe a... vă referiți la piste? piste la... Piste, căi de rulare, bine. Mm -hmm. Adică dacă este ne referim la pista 0826, pista de bază, pista cea mare, pista numărul 2, care da, a fost reabilitată peron, aer, locuri de parcare pentru aeronave. Adică toate aceste bunuri, ele evident că se utilizează, ele sunt sigure pentru a fi utilizate, să nu apară pentru nimeni niciun dubiu că activitatea aeroportului este verificată de supraveghetori atât la nivel de stat cât și la nivel internațional. Noi ne referim la Componenta economică financiară a acestor lucrări care au avut loc, uh -huh. nu la componenta de siguranță. Pentru că pe componenta de siguranță lucrurile stau bine. Pe componenta economică financiară lucrurile stau uh, un pic da. altfel, sau un pic deci mai mult altfel. problema fel. e că se nu știu, exagerează atunci când se vorbește de unele sume investite, exact. Uh, asupra lucrărilor care au fost efectuate. Da. Și aici, permiteți-mi să fiu încrezut în ceea ce vorbesc, din simplu motiv că atunci când suntem în situație să scoatem la iveală faptul că pe parcursul concesiunii, dar fără multe informații pentru a nu prejudicea îngheta, când pe parcursul concesiunii se efectuează un transfer pentru o sumă enormă de bani, prin intermediul unei companii create cu o zi înainte de ziua efectuării transferului pentru achiziționarea de anumite bunuri extrem de costisitoare și extrem de importante pentru aeroport, aceste bunuri nu ajung efectiv în Republica Moldova și respectiv pe aeroport, fiind, din punctul meu de vedere, bine, nu îi dau calificativul din perspectiva legislației penale, dar din perspectiva cetățeanului, fiind un furt sau un jaf foarte grav, ceva ce se vede, că trebuia să vină, să ajungă și nu a ajuns, de ce eu ca administrator adjunct și cetățenii ar trebui să creadă că acolo unde este vizibil și ușor de, de realizat că s-a achitat și nu a ajuns, când e vorba de lucrări, care este destul de greu să demonstrezi cât au costat ele, pentru că lucrările trebuie a fi, adică trebuie prelevate probe, trebuie făcute teste de laborator, trebuie de examinat foarte multă documentație financiar contabilă referitor la prețurile celor materiale de construcție și servicii de la ce perioadă. De ce noi am trebuit să credem că la ceva care este foarte vizibil s-au admis astfel de furturi, iar la ceva care este greu de demonstrat nu s-au admis. De aceea noi lucrăm foarte strâns și foarte eficient cu autoritățile statului responsabile. Este o muncă de lungă durată, la momentul actual, actual au fost prelevate probe, au fost prelevate mm -hmm. carote, acestea urmează să fie examinate, controlul... Și toate astea vor constitui probe în instanța de judecată? Desigur, da. Asta da. este anume acea parte din, din activitatea noastră care se referă la ceea ce a fost în trecut și ceea ce noi investigăm. Pentru că cineva... am auzit foarte multă lume spunând că noi trebuie să întoarcem pagina și să ne concentrăm pe activitatea de viitor da, într-adevăr, este complicat să te ocupi de administrarea curentă, de investigarea la ce a fost în trecut și să planifici activitatea pe viitor, dar noi nu avem altă soluție decât să înțelegem ce s-a făcut pe acest aeroport, ce nu s-a făcut, iar ceea ce s-a făcut, care au fost costurile reale ale lucrărilor și serviciilor. În prezent, avem un singur terminal, ar mai fi nevoie de un terminal pentru aeroport? Și dacă ne avem suficiente, nu știu, locuri de parcare pentru da. aeronave. Deci, atât întreprinderea de stat până la concesiune, cât și aeroportul în perioada concesiunii și întreprinderea de stat post concesiune, se conduce de un master plan al aeroportului. E vorba, haideți să l numim așa de un plan care prevede cum urmează să aibă loc aeroportul. Că acest master plan a fost efectuat încă în perioada de până la concesiune. În acea perioadă, acest masterplan a costat în jur de 1 milion de euro, fiind făcut un upgrade la acesta în valoare de în jur de 200.000 de euro. Adică, nici concesiunea. care l-a făcut statul încă da, înainte da, de da. concesiune. Exact. Adică, aer, administrația aeroportului nu inventează ceva atunci când vede cum urmează să arate aeroportul, doar pentru că, De ce nu inventează? Pentru că este imposibil să realizeze o, un număr restrâns de persoane aceste lucruri aceste planificări le fac companii cu renume internațional care dispun de capacități. De aceea, ce urmează de făcut la acest aeroport este stabilit în master plan. Însă, pe parcursul timpului, unele lucrări și unele viziuni stabilite în master plan nu mai sunt actuale. Spre exemplu. Pentru că nu făcut la timp, probabil. A, nu... Inclusiv din acest motiv, dar nu neapărat. Adică există, dacă este să ne referim mm -hmm. la scurgerea apelor. Adică noi, a, atunci, se opta mm -hmm. pentru un anumit loc în care urmeau, urmau a fi scurse apele fluviale, pluviale, 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 dar între timp, acea locație care nu este pe teritoriul aeroportului, de exemplu, acolo au apărut alte construcții. De aceea, Iar trebuie făcute actualizări s mai schimbat standardele în construcții. Acum, dacă este, ne referim la alt terminal, <coughs> terminalul numărul 2 pentru pasageri este un, o necesitate atunci când numărul de pasageri depășește un, o anumită cifră. De exemplu, până la cifra de 3 milioane de pasageri, inclusiv aer, terminalul actual al Aeroportului Internațional Chișinău poate fi utilizat fără a crea disconfort pasagerilor. De aceea, având în vedere faptul că în 2022 numărul de pasageri transportați a fost în jur de 2,2 milioane de pasageri, motivul fiind, după cum am menționat, exact. războiul deci, și... acum nu, avem nu de este actual de, de, da, de un terminal nou. Adică cumva niște cauze mm -hmm. independente de ceea ce se întâmplă mm -hmm. pe aeroport au generat că noi să ne revizuim planurile. Însă noi ca aeroport, ce am vrut să menționez, ce am menționat la început ce am, am, spus că voi desfășura pe parcurs, este faptul că noi ca aeroport trebuie obligatoriu să ne diversificăm veniturile pe care le încasăm. La momentul actual, sursa de bază a veniturilor sunt tarifele aeroportoare. Evident că atunci când sursa de bază sunt tarifele aeroportoare, pasagerul este acel finanțator indirect al aeroportului. De când, dacă noi am reușit să ne diversificăm, spre exemplu, componenta cargo, să aducă mai mulți bani, uh -huh. sau activitatea neaeroportoară, cum sunt activitatea de dare în locațiunea spațiilor, parcarea supraetajată pentru autoturisme, dacă am crește ponderea acestor venituri, noi am putea să diminuăm presiunea de pe pasageri. Aceasta este o tendință a mai multor aeroporturi și a majoritatea aeroporturilor, și foarte multe aeroporturi acest lucru l-au reușit. Pe partea de cargo, ca să putem să ne dezvoltăm ca cargo, ceea ce este un element foarte important, inclusiv în contextul situației regionale, când foarte multe bunuri a apărut un interes major față de transportarea diferitor categorii de bunuri, inclusiv pe cale aeriană.

care ca să să utilizeze aeroportul internațional de au nevoie de infrastructură aeroportoară. Pistele ca dimensiuni, ca lungime, ca lățime, ca coeficient pe cenie, adică ca coeficient care permite aterizarea unor aeronave de o anumită greutate, sunt acceptabile. E vorba de căi de rulare, e vorba de locuri de parcare și evident e vorba de un terminal cargo. Terminalul cargo este o investiție enormă, dar noi suntem de părere și am făcut uh, analize inclusiv cu operatorii aerieni cargo că noi am putea valorifica aeroportul Chișinău și în absența unui terminal cargo uh, utilizând uh, anumite spații existente la momentul actual pe aeroport. Deci, ca să înțeleg, ăsta ar fi un plan de, de lungă durată sau mai chiar uh, ăsta mai ar apropiată fi un, ca timp? un plan de durată medie. De durată medie, da, am înțeles. Uh, uh, ca să nu intrăm foarte mult în detalii tehnice, foarte pe scurt vreau să ne spuneți despre acele spații despre care și ați menționat, care pot fi date închirie. Avem în cadrul aeroportului acele magazine, cafenele. Din câte am înțeles, urma să faceți licitații pentru a oferi altor agenții economici sau și altor agenții economici posibilitatea de a face acolo comerț. Da. Exact erau acolo iarăși companii afiliate domnului Șor? Erau și sunt, da. pe motiv că noi pentru ca să nu afectăm confortul pasagerului am mers pe formula de a prelungi fără a respecta rigorile legale legate de licitații am prelungit a posibilitatea de a activa acestor companii în aeroport, a tuturor companiilor, haideți să, să fim uh -huh. corecți, a, a tuturor companiilor, pe motiv că, indiferent de ce urmează să întreprindă administrația aeroportului, autoritățile publice, pasagerul nu trebuie să fie afectat, trebuie să aibă posibilitatea... Deci, temporar, să... sunt aceleași companii. Da. Când, Când urmează pe data să de dou se schimbe situația? Da Data de 28 iulie este termenul limită pentru care noi am anunțat posibilitatea de a închiria în afara procesului legal de închiriere a spațiilor. În tot acest timp, noi am demarat procedura de niște proceduri birocratice, dar pe care noi le considerăm benefice, pe motiv că atunci când e vorba de un singur aeroport, de un singur terminal și de o multitudine mare de agenții economici, acest proces trebuie să fie, să fie unul de oferirea a, spațiilor în locațiune, trebuie să fie un proces foarte transparent. Iar transparența poate fi asigurată atunci când e vorba de, de descentralizarea puterii, atunci când e vorba de organii colegiale și de imposibilitatea de a favoriza pe cineva, pe, pe anume pe, pe cineva. Mm -hmm. Deci la acest capitol a fost demarată uh, instituirea unor noi comisii legate de formarea bunurilor, ce urmează a fi scoase la licitație și propriu zis de comisia pentru efectuarea licitațiilor. Mm. Conform legislației toate aceste licitații urmează a fi făcute publice prin intermediul paginii web oficiale a aeroportului. Inclusiv pagina web oficială a aeroportului nu este una care permite mm -hmm. satisfacerea tuturor necesităților și intereselor aeroportului iar edificarea unei noi pagini iar durează timp, modificarea mm. conținutului și structurii acestea iarăși sunt niște chestiuni tehnice. Dar deci e după data respectivă ce se întâmplă? Până la data respectivă urmează a fi demarată de procedurile, organizare. urmează în cadrul licitațiilor, deci procesul arată în felul următor, aeroportul, administrația aeroportului în cadrul acestei comisii, stabilește necesitățile de care are nevoie pasagerul. Fie că este vorba de, nu știu, de food and drinks, fie că este vorba de spații comerciale, no. de bancă, de farmacie, de rentă car, adică se, pentru că în funcție de aceste cerințe, loturile au preț Mi diferit. Da. Deci urmează în primul rând până în acest termen să fie create toate loturile. Toate aceste loturi urmează a fi supuse licitației, iar în baza licitațiilor urmează în cadrul acestui proces să cel mai avantajat, bine, cel mai, mai cel mai avantajos ofertă. preț mm -hmm. da, oferit pentru pentru aeroport, mm -hmm. e vorba de un preț minim deci, pentru locațiune care este stabilit de la mijlocul budgetului. lunii, ve, de la mijlocul verii încolo, vom avea alte companii acolo sau tot încă vă mai dura. Din punctul meu de vedere, acest proces trebuie să fie inițiat și finalizat cât mai curând posibil, din simplu motiv că ulterior va apărea vor apărea întrebări raționale și logice de ce nu s-a demarat acest proces. Evident că in, activitatea aeroportului este o activitate foarte complexă. Atunci când te focusezi foarte mult pe activitatea operațională, poate dura ceva mai mult, să nu zic că poate suferi, de exemplu, acest proces. Dar noi suntem, încă nu suntem la începutul verii, de aceea, după mine, te, uh, inițiem în cel mai scurt timp aceste licitații, le dăm posibilitatea la toți doritorii să participe la ele și să învingă cel mai bun. Aici aș vrea și aceleași companii care deja funcționează acolo ar, ar putea să participe? Noi nu suntem în măsura să limităm pe nimeni. Adică, noi, -am dacă înțeles. demarăm licitația, participă toate companiile. Vreau să vă întreb despre aeroportul de la Iași, care, <coughs> iată construiește încă un terminal. Este o concurență pentru aeroportul internațional E Evident că este. Aeroporturile concurează regional, nu doar regional, mă refer nu doar la nivel de un stat, dar la nivel și alte state. Exact. Din Suntem aproape. Desigur. Pentru Republica Moldova și pentru Aeroportul Internațional, și dezvoltarea aeroportului, ea și este un beneficiu, nu este un dezavantaj. Cei care încearcă să facă afaceri fiind monopoliști, nu sunt oameni de afaceri. Nu că aș avea eu o mare experiență de om de afaceri, dar din teorie cunosc foarte bine și ceea ce ați menționat dumneavoastră anterior despre faptul că pe aeroporturi există zboruri ieftine se datorează anume concurenței. Acest lucru ne mobilizează pe noi ca administrație să vedem... Da, nu pierdeți din pasageri, că se duc mulți la Iași, mai ales după ce se anulează atâtea zboruri. Să știți că din momentul în care pe aeroportul Chișinău vor fi readuse companiile aeriene, pasagerul oricum va opta pentru Chișinău. Mă, mă refer la cetățenii Republicii Moldovei. Sigur, Republici dacă Bău. e mai aproape... Desigur, este mai aproape. Contează din, și prețul și... Din punct de vedere logistic, ca să ajungi la aeroport cu acele trei ore minim, ca să, ajunge, ca să te poți înregistra la zbor mm -hmm. și să ajungi la aeronavă, ajungerea pe un aeroport, cum ar fi aeroportul Iași, necesită timp mai mult. În cazul în care intervin careva probleme legate de trecerea frontierei de stat, care poate dura ceva mai mult timp, spre exemplu, din anumite motive, e un stres în plus pasagerului, de aceea pasagerul este motivat să achite acest preț, adică mai mic, atunci când nu are alternativă. Iar dacă apare exact. alternativă, e evident că aeroportul Chișinău va redeveni unul foarte atractiv. Pe lângă companiile internaționale, companiile low cost, pe care le-am menționat, la momentul actual, activitatea operațională preponderent este realizată de companiile naționale existente pe aeroport. Era Air Moldova până la suspendare, există compania Fly One, există compania High Sky. Ați văzut că, din presă că aceste companii aeriene și-au anunțat lărgirea flotei și numărului de aeronave numărul care operează de pe Chișinău. Noi încurajăm, inclusiv operatorii aerieni naționali, de a fi siguri că pe aeroportul internațional Chișinău este un tratament nediscriminatoriu, mm -hmm. inclusiv față de companiile aeriene naționale, pentru că dacă este să ne... Să, ne să privim prin analiză comparativă alte aeroporturi. Pentru ca un aeroport să fie sigur că va avea venituri și vor fi transportați pasagerii, sunt necesare companii care se bazează pe aeroport, adică companii care sediul principal de activitate este anume acel aeroport. Astfel se asigură, pe de de-o parte, mobilitatea, pe pasager nu îl interesează. Și nu trebuie să-l intereseze cum stă aeroportul la capitol venituri. Pasagerul vrea să aibă posibilitatea de a zbura pe destinații și pasagerul vrea să aibă posibilitatea de prețuri adecvate. Asta este deja sarcina noastră ca aeroport, să vedem cum menținem aici companiile, atât naționale cât și le atragem și le străini. Încă un subiect foarte pe scurt. La 1 iunie avem summitul Comunității Europene aici în Republica Moldova. Spațiul aerian va fi închis pentru o zi are, poate asigura aeroportul internațional Chișinău securitatea necesară pentru cei mai importanți șefi de state din Europa care vor fi aici la Chișinău, vor încăpea cu toții toate aeronavele lor pe aeroport. Da, bineînțeles, atât aeroportul, dar aici aș vrea să menționez că este un lucru enorm al tuturor autorităților naționale, atât de forță cât și altor autorități, E vorba de un sport enorm pe care îl acordă colegii din România, atât pe latura aeroportului, cât și pe latura celorlalte autorități publice implicate. E vorba de sportul colegilor din Franța. Există foarte multă expertiză, cum urmează foarte multă expertiză care ne va ajuta să realizăm acest eveniment de o importanță nu doar națională, dar și internațională, care se întâmplă cu părere de rău, nu foarte frecvent într-un stat ca Republica Moldova. Adică acest eveniment va putea fi organizat la nivel corespunzător, ca toate delegațiile să poată ajunge la timpul cuvenit, ca toate delegațiile să poată fi procesate în calitate de pasageri pe aeroport, ca să ajungă la locul destinației unde urmează să aibă loc evenimentul. Noi, ca aeroport, evident că am stabilit cadrul care noi putem să-l asigurăm, mă refer la preferințe față de un anumit uh, număr de aeronave, preferințe față de anumite dimensiuni de aeronave. Există suportul aeroportelor din România pentru a putea fi redislocate aeronave, adică această activitate este una foarte bine planificată. De aceea, după cum cunoașteți, că și în presă s-au discutat, au avut loc și simulări exact. de... Uh, de acest eveniment simulările au fost uh, foarte au demonstrat mm -hmm. că autoritățile sunt foarte bine pregătite inclusiv aeroportul inclusiv uh, întreprinderea de stat Moldața, care are un rol foarte important în tot acest proces. Așa că suntem încrezători că totul uh -huh. va fi bine. Deci cei care nu vor încă pe aici vor merge în România să-și parcheze aeronavele. Da, există o astfel de opțiune. Este o soluție care a fost aplicată și în cadrul altor evenimente, spre exemplu un eveniment la fel de adică un eveniment la fel important a avut loc pe aeroportul Sibiu care nu este un aeroport, adică este un aeroport pe care am putea să-l comparăm cu capacitățile pe care le are Chișinăul, inclusiv s-a ales această formulă de a redisloca temporar aeronavele, mm -hmm. se face o analiză a dimensiunilor aeronavelor, a caracteristicilor tehnice acestora raportate la caracteristicile tehnice ale aeroportului, că e vorba de parcări, că e de rulare, adică persoanele de la operațional și fac foarte bine munca și suntem încrezători că, că o să, vom avea succes la acest capitol. Pe final vreau să vă întreb: e Aeroportul Internațional Chișinău o companie profitabilă pentru stat? Și, ca o a doua parte a întrebării, dacă trebuie să rămână în gestiunea statului sau totuși un, opera, un, un agent economic privat ar fi mai indicat? Eu aici o să vă răspund. De în maniera în care o fac de fiecare dată când mi se pune această întrebare, atunci când e vorba de administrarea statului, eu consider că ar, fi, ar trebui personalizat uh, acest stat. Pentru că statul nu conduce abstract acest aeroport, dar Sigur, conduce prin persoane intermediul care... persoanelor. Uh, atunci uh, este vorba de competența acestor persoane, de interesele acestor persoane, de integritatea acestor persoane și dacă toate aceste elemente se întrunesc, atunci statul este eficient. Dacă statul numește un consiliu de administrație și o administrație care urmărește alte scopuri decât dezvoltarea aeroportului, atunci statul este ineficient. Pentru că, din perspectiva exemplului României, în România nu există aeroporturi care sunt administrate de entități private. Mai mult decât atât, în România aeroporturile sunt gestionate de administrația publică locală. Cu alte cuvinte, în statul nostru vecin, aeroporturile se pot dezvolta fiind administrate chiar de apeleuri, nu de la nivelul central. De aceea este, repet, este vorba de, de specialiști. Aeroportul dispune de foarte mulți oameni calificați pe domeniile lor. Cu părere de rău, pe parcursul concesiunii, acești specialiști nu au fost valorificați. propunerile lor fiind de obicei reduse la tăcere, inițiativa fiind una care se pedepsește, pentru că dacă este să discutăm despre specialiști în activitatea operațională, electricieni, constructori, uh -huh. acești oameni, având cunoștință, având experiență, e evident că la locul de muncă, să primească satisfacție prin faptul că implementează proiecte de succes și se pot mândri cu activitatea care o fac. Iar atunci când administrația aeroportului, mă refer la cea precedentă, se concentrează pe valorificarea veniturilor aeroportului în detrimentul propriu-zis aeroportului, atunci evident că noi avem experiența și de agent economic privat care s-a demonstrat a fi unul ineficient. Și Referitor aici? la profitabilitate. Desigur, aeroportul este un, o întreprindere profitabilă, indicatorii economici, după cum v-am menționat, deja din primele patru luni ale anului, primele patru luni, pentru că noi acum nu ne referim la gestionar, ne referim propriu zis la, da. la companie, la numărul de zbor, la numărul de pasageri. Indicatorii financiari economici au fost realizați, chiar și au fost peste, peste așteptări. E evident că noi la capitol investiții urmează foarte mult să ne axăm pe reabilitarea după cum v-am zis, pistei de decolare, aterizare de bază și a căilor de, căilor de, rulare pentru că să devenim atractivi pentru aeronave de talie mai mare. Acest lucru va necesita investiții. Aceste investiții pot fi făcute din parțial, din surse existente și parvenit din activitatea operațională pentru a putea realiza mai rapid aceste investiții. Probabil că vom apela la creditare urmează să vedem, să analizăm e, care din, din soluții vor fi mai mai potrivite pentru aeroport, uhum. dar cert este pe banii statului mizați sau nu e um, aste, nu există o asemenea opțiune. Noi, dacă sincer, nici nu optăm pentru un astfel de opțiuni, pentru că aeroportul este o întreprindere care se poate autonom auto suplini, cu fonduri noi analizăm posibilitatea de a ne eficientiza uh, cheltuielile, pentru că pe de o parte e evident că trebuie să creștem veniturile, pe de altă parte trebuie să eficientizăm cheltuielile. Există uh, posibilitate de a recurge pe anumite um, subiecte la externalizarea serviciilor, pe de altă parte nu neapărat de fiecare dată externalizarea serviciilor este bună pentru un aeroport, atâta timp cât, spre exemplu, când vorbim de o, o, o țară, de exemplu, unde există multe aeroporturi, putem cu siguranță conta pe agenții economici care au experiență de a de exemplu, de exemplu, a aplica marcaje pe aeroport. Simplu. Uh -huh, uh -huh. Iar atunci când ai un singur aeroport, cel mai bine pot aplica marcajele pe acest aeroport personalul din serviciul aerodrom, Adică noi avem nevoie de acești oameni, chiar dacă eventual în anumite perioade ale anului activitatea unui sau altui serviciu este mai mult sau mai puțin încărcată. Acești oameni sunt cumva coloana vertebrală a aeroportului, sunt acei muncitori care își fac munca, ei doar au nevoie de o administrare și... Adică administrația nu, trebuie să încurce oamenii din operațional, să-și facă bine munca, administrația trebuie să stabilească strategii, să atragă companiei iriene, să administreze eficient veniturile și cheltuielile și atunci putem să, mm. să optăm și să visăm la, o, știu, la o, un succes al aeroportului, dar nu să visăm, mai bine să muncim pentru acest rezultat. Eu vă mulțumesc pentru această discuție, urmărim și noi activitatea aeroportului și sperăm la prețuri mai mici și la destinații mai multe. La fel sperăm și noi, pe lângă administratorii aeroportului suntem și pasageri și la fel avem nevoie de zboruri la prețuri adecvate și competitive. Vă mulțumesc pentru invitație și succes și vă mulțumim. Da, mulțumim. La revedere. Podcast ZDC este disponibil în format video pe canalul ziarului de gardă de pe YouTube și audio pe principalele platforme de streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts și altele. Vă mulțumim că ne urmăriți!